Această sărbătoare, înălțarea Sfintei Cruci, este cea mai mare pentru că Evanghelia acestei sărbători se referă la pătimirile și răstignirea pe cruce a Mântuitorului Iisus Hristos în Sfânta și Marea Vineri. De ce este o zi de post? Și această sărbătoare este zi de post în orice dată ar cădea, chiar dacă ar fi și duminica. Sărbătoarea Înălțării Sfintei Cruci se referă în mod deosebit la evenimente istorice care au avut loc în legătură cu Sfânta Cruce, cu lemnul Sfintei Cruci pe care s-a răstignit Hristos Domnul pentru mântuirea neamului omenesc. Mai întâi însă trebuie să precizăm că încă din timpul Sfinților Apostoli există o cinstire a Sfintei Cruci și o semnificație duhovnicească a ei. Sfinții Apostoli vorbesc de cruce ca semn al răstignirii Mântuitorului Iisus Hristos, al morții și al învierii Lui. De aceea, Sfântul Apostol Pavel, în Epistola 1 către Corinteni, capitolul 1, versetul 18, spune: cuvântul crucii pentru cei care pierd este o nebunie, însă pentru noi care ne mântuim este puterea lui Dumnezeu. Deci Sfântul Apostol Pavel a înțeles că Sfânta Cruce este puterea lui Dumnezeu, puterea lui de a răbda până la moarte suferințele și de a birui moartea prin înviere. De asemenea, acela Sfânt Apostol Pavel ne arată în Epistola către Filipeni, capitolul 2, versetele 8, 9 și 10, că Sfânta Cruce este altar de jertfă, pentru că Hristos s-a făcut ascultător pe sine până la moarte și încă moarte pe cruce. Deci El s-a jertfit, a murit pe cruce, s-a făcut ascultător până la moarte, în smerită ascultare și răbdare, pentru a vindeca păcatul neascultării protopărinților Adam și Eva, care îndemnați de șarpele Satana, la neascultare de Dumnezeu, au căzut în păcatul neînfrânării, nepostirii și neascultării. Deci Hristos, noul Adam, ridică pe Adam cel căzut prin ascultare desăvârșită față de Dumnezeu Tatăl și prin iubire smerită, pentru că nu și-a pedepsit pe dușmani, pe cei care l-au răstignit, s-a rugat pentru ei și a zis: Părinte, iartă-le lor că nu știu ce fac. Deci această putere a iubirii smerite, răbdătoare a lui Hristos pe cruce, este puterea care pregătește învierea Lui, deoarece Hristos a dăruit total lui Dumnezeu ca om, Dumnezeu i-a dăruit acestei umanități smerite și ascultătoarea lui Hristos învierea, adică viața veșnică. Deci, crucea lui Hristos este altar de jertfă, altarul de jertfă cel mai înalt, de aceea același apostol spune că Hristos, prin jertfa sa pe cruce, a intrat odată pentru totdeauna în Sfânta Sfintelor din ceruri și a împăcat pe Dumnezeu cu oamenii și a dăruit oamenilor
împărăția cerurilor, viața veșnică. De asemenea, în Noul Testament se arată că Sfânta Cruce este armă împotriva diavolului. În Epistola către Coloseni, capitolul 2, versetele 14 și 15, Sfântul Apostol Pavel spune că Hristos Domnul a dezbrăcat sau a dezarmat puterile diavolești și le-a biruit prin cruce. Cum a dezbrăcat sau a dezarmat puterile diavolești biruind asupra lor prin cruce? Demonii mândri și neascultătorii îndemnau pe iudei să-L răstignească pe Hristos, crezând că la violență El va răspunde cu violență, la răutate cu răutate. Însă Hristos Domnul, cu o răbdare desăvârșită și o smerenie desăvârșită, n-a răspuns la răutate cu răutate, ci a iertat pe cei care L-au răstignit, a răspuns cu iubire milostivă. Și multa Lui smerenie și îndelunga Sa răbdare au biruit puterile diavolești mândre și neascultătoare. Așa se explică de către Sfântul Maxim Mărturisitorul cum Hristos a dezbrăcat sau dezarmat puterile diavolești biruind asupra lor prin cruce. Și, desigur, cuvântul cel mai cunoscut despre cruce este faptul că Sfânta Cruce e numită puterea lui Dumnezeu, cum am spus. E puterea lui Dumnezeu de a învinge păcatul, ura, răutatea, prin iubire smerită și milostivă. Această putere se vede mai ales în Sfinții Martiri sau Mucenici, care au răbdat suferință pentru Hristos și L-au mărturisit până la moarte. Deci, aceasta este înțelegerea Sfinților Apostoli privind crucea lui Hristos ca semnificația jertfei Lui și a învierii Lui. Crucea e nedespărțită de înviere. De ce? Pentru că după învierea Sa din morți, Hristos poartă în mâinile Sale și în coasta Sa semnele crucii, ale răstignirii, ca să ne arate că iubirea Lui smerită și răbdătoare rămâne veșnică. Deși învia din morți, semnele răstignirii rămân în eternitate în trupul Său înviat și preaslăvit. Deci aici înțelegem semnificația duhovnicească a crucii lui Hristos. În ceea ce privește lemnul pe care Hristos a fost răstignit, acesta a fost descoperit de către Sfânta Împărăteasă Elena, mama Sfântului Constantin cel Mare. Mai întâi, în anul 312, în Amiaza Mare, în ziua de 28 octombrie, când se pregătea de luptă împotriva adversarului său, Maxențiu, aproape de Roma, Sfântul Constantin cel Mare a văzut pe cer crucea formată din stele luminoase și în jurul ei erau scrise în limba latină cuvintele In hoc signo vinces, în acest semn vei învinge. Iar noaptea,
l-a văzut în vis pe Mântuitorul Iisus Hristos, care a spus: semnul pe care l-a văzut pe cer, să-l imprime pe scuturile și steagurile soldaților. Și va birui pe Maxențiu, pe adversarul său, deși acela avea o armată mult mai numeroasă. Și într-adevăr, ziua următoare, Constantin a făcut așa cum i-a spus Hristos, Domnul, și l-a biruit pe Maxențiu, care a căzut în Tibru și s-a necat la podul vulturului, Pons Milvius, în limba latină. Aceasta a fost în octombrie 312. În anul următor, Constantin cel Mare a dat un edict, un decret imperial la Mediolanum sau Milano în Italia, prin care se spunea că toți cetățenii, toți romanii, toți locuitorii Imperiului Roman sunt liberi să creadă cum vor ei și au încetat persecuțiile împotriva creștinilor. Acest edict numit de toleranță, de libertate religioasă, a ușurat foarte mult viața creștinilor, au încetat persecuțiile. Apoi, Constantin cel Mare a mai purtat război și cu împăratul de răsărit, cu Licinius, cu care era și rude într-un fel, pentru că acela și-a schimbat atitudinea și a început din nou să persecute pe creștini. Deci, începând cu anul 324, Constantin cel Mare rămâne singur împărat al Imperiului Roman. Și de aceea, în anul următor, 325, a convocat sinodul întâi ecumenic sau a toată lumea de la Niceea, care a formulat prima parte a crezului ortodox. Aici vedem cum el, îndată ce a ajuns singur împărat, a căutat să menține unitatea Imperiului împotriva dezbinărilor cauzate de erezie, erezia, rătăcirea lui Arius din Alexandria, care spunea că Iisus nu este Dumnezeu cu adevărat, ci o făptură îndumnezeită. După sinodul de la Nicea din 325, în anul 326, Sfântul Împărat Constantin cel Mare, care a văzut pe cer semnul crucii, a trimis pe mama sa, Elena, împărăteasa, să caute lemnul crucii în pământ, la Ierusalim. Deci el a văzut pe cer semnul crucii și a trimis-o pe ea, pe Sfânta Elena, să găsească lemnul crucii. Și într-adevăr, după multe cercetări și după ce au fost dărâmate două temple păgâne care acopereau locul unde s-a aflat locul răstignirii și locul mormântului Domnului, a fost găsită crucea Mântuitorului Iisus Hristos. După ce crucea a fost găsită, împărăteasa Elena a dăruit-o episcopului Macare al Ierusalimului, nu patriarhului. În secolul IV nu existau patriarhi creștini, numai începând cu secolul al VI-lea. Deci episcopului Macare a primit în 328 crucea pe care a dezgropat-o după
mai multă vreme de săpături în adâncime, Sfânta Elena, adică cei care au însoțit-o, mai mulți ostași și oameni învățați care cunoșteau istoria și geografia Țării Sfinte. Atunci când episcopul Macare al Ierusalimului a arătat mulțimii lemnul Sfintei Cruci pe un podium improvizat, poporul a cântat: Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. De aceea, până în zilele noastre, la Utrenia, care este specifică sărbătorii înălțării Sfintei Cruci, când se scoate Sfânta Cruce spre închinare, se cântă de 40 de ori: Doamne miluiește, Doamne miluiește. Și aceasta a fost în ziua de 14 septembrie 328. După ce a trimis o parte din lemnul Sfintei Cruci la Constantinopol, împărăteasa Elena a primit vestea de la împăratul Constantin că trebuie să fie zidită o biserică pentru Sfânta Cruce, Biserica Învierii Domnului, Biserica Sfântului Mormânt. Și așa a început construirea unei biserici mari, care să acopere și locul răstignirii și mormântul lui Hristos, care nu era departe de locul răstignirii. Și astfel, în anul 335, în data de 13 septembrie, a fost sfințită noua biserică a Sfântului Mormânt și a Învierii Domnului de la Ierusalim. Iar în ziua următoare, în 14 septembrie, de data aceasta în biserica cea nouă, în Bazilica Sfântului Mormânt, a fost arătată mulțimii crucea, lemnul crucii lui Hristos din nou, și de atunci sărbătoarea a fost instituită ca sărbătoarea înălțării Sfintei Cruci pe un podium în fața credincioșilor, de data aceasta însă într-o biserică nouă, mare, frumoasă. Acest eveniment a fost începutul, de fapt, solid, temeinic, al acestei sărbători. În anul 351, în mod minunat, în ziua de Rusalii, de cincizecime, în data de 7 mai, s-a arătat deasupra Ierusalimului pe cer și a durat mai multe zile semnul Sfintei Cruci sub formă de lumină foarte strălucitoare, încât mulți evrei și mulți păgâni atunci s-au convertit și au devenit creștini. Despre acest eveniment a scris episcopul Ierusalimului Chiril o scrisoare pe care a trimis-o împăratului Constanțiu, fiul lui Constantin cel Mare, care a devenit arian, adică s-a rătăcit de la credință, și episcopul Ierusalimului Chiril, care a păstorit între anii 348-385 și a murit în 386, a încercat să-l aducă înapoi la credința ortodoxă pe împăratul Constanțiu, care a domnit între 337 și 361. Și a vorbit despre arătarea pe cer a semnului Sfintei Cruci. Mai târziu, sărbătoarea aceasta s-a întărit și mai mult după ce la anul 614 perșii au năvălit în Țara Sfântă și au răpit crucea pe care a fost răstignit Hristos și au dus-o în Persia, în capitala lor, Ctesifon, în timpul regelui Cosroe. Atunci împăratul Bizanțului Heracle, care a domnit mult ca și Constantin cel Mare
între anii 610-641, a purtat război mai mulți ani cu perșii până i-a învins și i-a obligat să aducă înapoi crucea Mântuitorului. Și, într-adevăr, crucea a fost înapoiată de perși și dăruită împăratului Heracle la Constantinopol în anul 628. Iar în anul următor, 629, acum patriarhul, suntem în secolul 7, Zaharia al Ierusalimului a înălțat din nou crucea și a arătat-o mulțimii care au cântat Doamne miluiește, Doamne miluiește, de mai multe ori câte 40 de rugăciuni scurte, Doamne miluiește. Și astfel s-a întărit și mai mult, s-a consolidat sărbătoarea înălțării Sfintei Cruci. În anul 633, o mare parte din lemnul Sfintei Cruci a fost dus la Constantinopol de către împărat. Și așa, cu timpul, lemnul Sfintei Cruci a fost dăruit mai multor biserici în diferite orașe creștine mari pentru sfințirea vieții creștine, pentru întărirea în credință. Și noi aici, la București, avem o bucată din lemnul Sfintei Cruci, cea mai mare bucată din lemnul Sfintei Cruci din România, se află la Biserica Sfântul Vasile Victoria, unde de câțiva ani se organizează o procesiune, Calea Crucii, scară spre cer. Deci este o evlavie sporită a credincioșilor prin această cinstire a lemnului Sfintei Cruci. Sfânta Cruce, așadar, este considerată după Noul Testament și mai ales după interpretarea puterii iubirii lui Hristos se răsânit și înviat, ca fiind puterea lui Dumnezeu, armă împotriva diavolilor și altar de jertfă lui Hristos. De aceea, în fiecare biserică ortodoxă, Sfânta Cruce se pune lipită de Sfânta Masă din altar pe care se săvârșește Sfânta Euharistie, ducându-ne aminte că noi primim trupul lui Hristos se răstignit și înviat și că Sfânta Cruce nu este un simplu semn, ci este puterea iubirii lui Hristos concentrată în acest semn. Noi nu ne închinăm lemnului și metalului, ci lui Hristos care s-a răstignit pe cruce. Așa cum ne spune și Sfântul Ioan Damaschinul, cinstirea Sfintei Cruci trece de la semnul Sfintei Cruci la Hristos cel răstignit și înviat. De aceea se tem diavolii de Sfânta Cruce, nu suportă smerenia și răbdarea lui Hristos pe care le-a arătat pe cruce. Sfânta Cruce, deci, este semnul creștinătății. De aceea, în Noul Testament, în capitolul 24, versetul 30 din Evanghelia după Sfântul Evanghelist Matei, se spune că la a doua venire a Mântuitorului Iisus Hristos, când va veni într-o slavă să judece vii și morții, mai întâi se va arăta pe cer semnul Fiului Omului, adică mai întâi se va arăta crucea pe cer și apoi va veni Hristos cel răstignit și înviat. Însă de data aceasta va veni cu slavă și cu putere multă, atunci puterile cerului vor fi zguduite și întregul universul pe care îl cunoaștem noi va intra în colaps. Soarele și luna se vor întuneca și stelele
vor cădea din ceruri. Această profeție pe care noi o găsim în Evanghelia după Matei, în capitolul 24, ne arată că cerul și pământul pe care le cunoaștem acum vor fi transformate într-un cer nou și un pământ nou, unde nu va mai fi lacrimi și nu va mai fi moarte. Iar Hristos Domnul va lumina noul Ierusalim, cerul nou și pământul nou, cu puterea iubirii slavei sale. Deci aceea Sfânta Cruce în Ortodoxie nu este pictată întunecată, ci luminată, pentru că ea este și simbolul învierii lui Hristos. Și noaptea de Paști, când preotul proclamă învierea lui Hristos, ridică Sfânta Cruce, adaugă lumânarea învierii și spune: Hristos a înviat, și credincioșii răspund: adevărat a înviat. Deci crucea în Ortodoxie este luminoasă, pentru că nu-i numai simbolul morții lui pe cruce, ci și simbolul învierii lui Hristos. Și chiar moartea lui pe cruce a fost de bună voie acceptată. Hristos Domnul de bună voie a acceptat moartea ca ascultare smerită, așa cum spune în Evanghelia după Ioan, unde spune: nimeni nu mi-a viața, eu o dau și o iau înapoi. Aceasta este porunca pe care am primit-o de la Tatăl meu. Deci, în încheiere, crucea este semnul iubirii lui Hristos, mai tare decât păcatul și moartea, decât ura, decât răutatea, și este semn de speranță. De aceea crucea se pune nu numai în biserici, pe veșmintele preoților, pe turla bisericii, pe obiectele liturgice, ci crucea se pune și pe mormintele celor dragi ai noștri, pentru că spunem în crez, la sfârșit aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Deci când punem crucea pe morminte, înseamnă că toți cei care au adormit întru Domnul, întru credință, sunt îndreptați spre înviere, spre a doua venire a lui Hristos într-o slavă, când va veni să judece vii și morții și când va răsplăti cu bucurie mare pe cei care au crezut în El și au împlinit voia Lui în viața lor. Spre slava Preasfintei Treimi și a noastră mântuire. Amin.